M-am gândit că e bine ca așa, la momente mai speciale, cum sunt aceste sărbători, Crăciunul, Paștele, să avem un curs altfel, un curs deschis, care să abordeze și alte teme în afara specificului profesiei noastre. Suntem o profesie prin excelență cu valențe culturale. Medicii sunt oameni care le place arta, cultura, mulți dintre ei creează chiar și cred că trebuie să ținem la asta, pentru că în continuare această caracteristică nu a dispărut. Și atunci caut de fiecare dată câte o temă de interes. Am făcut unele întâlniri în care am invitat filozofi, artiști, teologi, în care am dezbătut astfel de teme și de aceea cred că este o acțiune bună și m-am gândit din nou la maestri, pentru că trebuie să ne raportăm la ei, mai ales că noi am avut șansa să-i avem și știu că în facultate la Cluj, unii profesori de acolo făceau acest lucru din când în când. Și asta mi-a dat, sigur, ideea și mă bucur că o fac. Credem promisiuni că îi ducem undeva sau să-i amenințăm că nu vor primi acele recompense sau chiar să-i amenințăm cu o pedeapsă atunci când nu fac ceea ce noi ne așteptăm să facă. Atunci când nu fac ceea ce e bine. Atunci când nu fac ceea ce credem noi să fac că este bine. Și aceste acțiuni pe care le considerăm total nevinovate și nepericuloase, s-ar putea să aibă un impact. Practic, le-am arătat că toată societatea modernă acum tinde să ne ghideze toate acțiunile pe baza unor motivări exterioare, o recompensă exterioară sau o pedeapsă exterioară. Și acest lucru care este inevitabil, desigur, nu, nimeni nu spune că trebuie să dispară, acest lucru practicat excesiv tinde să distrugă, să inhibe, să atrofieze un mare dar cu care ne naștem, motivația interioară, care este totalmente diferită. Motivația interioară este acea bucurie care derivă din actul în sine, să-ți placă ceea ce faci. Pentru că motivația exterioară nu este focalizată pe actul în sine, ci pe ce obții făcând-o. Ori este bine să nu uităm acest lucru, pentru că toate studiile psihologice făcute pe copii, pe studenți, pe oameni la locul de muncă, arată că în lipsa unei motivații interioare, omul, odată că nu este la fel de productiv, nu este la fel de creativ și, cel mai important, nu este la fel de fericit. Motivația interioară este o sursă de bucurie și de fericire. Motivația exterioară poate fi o sursă de satisfacție, dar nici într-un caz de fericire. Ea de multe ori este o sursă de nefericire datorită temei de eșec sau temei de a fi pedepsit. Asta este mesajul pentru studenții noștri într-o profesie în care, dacă nu ai această motivație interioară, ești condamnat să fii nemulțumit și nefericit. Pentru că este extrem de grea și nimic nu poate răsplăti material ceea ce facem noi. Dar dacă o ai, te consideri cel mai norocos om din lume. Pentru că faci niște lucruri absolut deosebite și profesia ta devine, din perspectiva unui om care o face cu pasiune, cea mai mare șansă. Pentru că poți să faci cel mai important lucru posibil ca un om, să salvezi viața semenului tău, să-i alini suferința, să-l vindeci.